Eu i-am pus și o etichetă. Ia uitați, cam așa arată. Și acum, vom avea nevoie să știți că este bun, 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 bun. O să vă faceți limba galbenă de la curcuma sau tumernic, cum vreți să-i spuneți. Așa. Avem nevoie de 100 de miere. O linguriță de curcuma, de ghimbir, eu am pus ghimbir proaspăt și lămâi proaspete, așa, și apoi vom avea nevoie de câteva granule de piper. Și vom curăța ghimbirul, deci l-am spălat. Așa, și cu lingurița curățim așa. Se curăță imediat cu o lingură sau cu linguriță. Așa. Vedeți? Imediat se curăță. Și avem nevoie de o linguriță de ghimbir proaspăt. Îl punem aici pe farfuriuță, aici în față, strângem. Așa. Vom avea nevoie, eu am aici și o lămâie tăiată și o să avem nevoie de zeamă. Și o să punem o linguriță de curcumă. Ia să pun așa aici ca să vedeți cam cât pun. Ca să aveți idee. O linguriță plină. Așa, ia să mă ajut cu palețile, altfel fac toată bucătăria galbenă, așa. Deci așa, o linguriță, vedeți? Așa de curcumă și o punem aici peste. Acum, vom rade ghimbirul, tot așa o linguriță, punem și o linguriță de ghimbir. Am să pun câteva granule de piper, puțin, puțin, puțin. Așa, vedeți? Puțin, puțin am pus. Dăm deoparte. Și o să le punem așa aici. Dăm deoparte.
voi stoarce puțină zeamă de lămâie. Să pun tot așa cu lingurița ca să avem așa o idee. Aici am una. Două. Trei și mai pun una. Patru. Și acum amestecăm totul bine. Bună ziua, Ioana! Bună ziua, îți mulțumesc! Așa. Și amestecăm așa bine totul. Apoi punem căpăcelul și luăm în fiecare dimineață. Nu faceți multă. Faceți așa pentru o săptămână. Nu mai mult. Și o țineți la frigider. Și săptămâna următoare vă mai faceți. Așa, am amestecat bine. Punem căpăcelul. Vă puteți pune și o etichetă ca să știți ce aveți în borcanel. Așa. Ia, uitați.